Marele absent la ultima conferință de presă a PSD Neamț a fost, spre mirarea jurnaliștilor, Gheorghe Oprea, candidatul lansat cu surle și trâmbițe de PSD. Jurnaliștii s-au arătat interesați de modul de selecție a candidaților pentru viitoarele alegeri din 2016. Domnul Oprea e la București, are o problemă personală, de aia n-a fost la conferință. Și ținând cont de faptul că și eu mă întorc în seara asta la București, am venit numai pentru ședința de Consiliu, că era necesară și efectiv am venit pentru acest proiect privind spitalul de la Roma, că era o promisiune care am făcut-o și vreau să mă țin de ea, dar veți vedea că expunerea de motive este semnată și făcută de mine. Vă pot spune că consultăm, veți vedea sistemul de consultare din punct de vedere a candidatului. Vă spun un singur lucru, candidatul pentru primărie este stabilit. Noi încercăm să, și el are obligația prin ceea ce face, să arate că este un candidat viabil. De altfel, conducerea PSD Roman și-a manifestat intenția ca pe listele pentru alegerile locale să treacă numai candidați agreați de romașcani, măsurați sociologic în a avea șanse de a fi aleși. Am spus de candidații pentru consilier local și consilier județean. Acolo, într-adevăr, prin deschiderea care vrem să o facem, se va face numai cu consultarea romașcanului. Rămâne de văzut care va fi și opțiunea electoratului, în condițiile în care acesta și-a manifestat în stradă dezacordul față de calitatea clasei politice pe care o identifică în totalitate cu ceea ce înseamnă corupție. Clasa politică este și ea conștientă de pierderea credibilității, motiv pentru care președintele Klaus Iohannis a ales varianta guvernului de tehnocrați.